săpun realizat la rece cu dafir. Vedeți? Așa. Acesta este săpunul. Ia uitați ce frumoase sunt. Vedeți? Este crud. Trebuie să lăsăm circa 40 de zile să se usuce și după aceea îl putem folosi. Colorantul este opțional, dacă doriți să-l faceți colorat, dacă nu, lăsați pur și simplu culoarea naturală. Și acesta este săpunelul, eu l-am făcut acum 2 zile, este încă crud și o să-l scoatem împreună. Ia uitați-l ce frumos arată. Așa. Și aici am un borcanel, o să facem mai întâi infuzia pentru săpun. Eu am făcut-o ieri și ia uitați cum arată, am lăsat și frunzele și am lăsat să se facă până astăzi, să stea în infuzie. Aici apa noastră fierbe, vedeți, o să punem aici, o să punem frunzele. Imediat vă arăt, am să dau săpunul deoparte. Am să dau săpunul deoparte și o să ne ocupăm mai târziu de el. Așa. Eu l-am colorat cu puțin colorant pentru săpun. Și o să începem cu infuzia. Și vom pune, eu am pus aici, am jumătate de litru. Și am pus circa 5-6 frunze. Așa. Și punem apa peste. Acoperim și lăsăm o noapte. Și apoi o să folosim din această sticlă. Acum vă arăt cum facem infuzia. Așa. Și punem apa peste. Așa. Și de aici nu o să ne trebuiască toată această infuzie. Doar cât avem nevoie pentru 250 de grame de ulei. Deci doriți să faceți mai mult săpun. Deci mi-e din 250, ați văzut 4. Deci din 250 de grame de ulei ies 4 săpunele. Eu am și colorat puțin. Ia uitați ce frumos arată. Deci 4 săpunele de dafin. Așa. Și această infuzie poate fi și băută. Deci o lăsați circa o jumătate de oră, o oră. Este foarte bună pentru dureri articulare, pentru oase și orice fel de durere aveți. Poate fi băută pe parcursul unei zile. Dar o să puneți doar 3, maxim 4 frunzulițe. Nu mai multe pentru a fi băută. Așa. Și acum punem căpăcelul și lăsăm infuzia noastră peste noapte. Și o să vedeți că o să se coloreze, deci așa o să arate. Și o să folosim de aici, cât ne trebuie. Și am să dau deoparte. Așa. Și acum, să facem uleiul. Deci uleiul de dafin. Deci voi avea nevoie de un borcanel. Eu am să fac din aceste fructe de dafin, dar puteți face și din frunzulițe. O să le punem pe amândouă. Așa, să vedem uleiul de măsline. Aici am ulei de măsline. Așa. Eu am să strivesc aceste fructe și am să le pun aici în borcanel. Am să le pun și am să le strivesc așa într-o, să spunem, unde facem piureul. O presă pentru piure. Și am să pun fructele mele aici. Și am să le strivesc puțin. Ca să iasă uleiul mai bine. Și strivim așa puțin. Deci nu o să iasă nimic, doar le strivim. Și o să le pun în borcanel. Am să le strivesc așa sau cu un ciocanel puteți da peste. Așa. Ia uitați ce frumos miroase a dafin acum. Așa. Și le strivesc așa puțin. Veți face și cu un ciocanel. Și acum voi lua aceste fructe și le voi pune în borcanelul meu. Așa.
Deci umplem borcanelul, deci nu este o rețetă fixă, umplem borcanelul cu fructe sau cu frunze și punem ulei. Așa am să pun aici. Așa, și mai am un borcanel și o să-l umplem și cu frunzulițe. Și luăm frunzulițele de dafin. Eu am frunze proaspete. Așa, și le rup. Le rup și le fac bucățele, bucățele, ca să iasă uleiul din ele. Toată esența. Așa. Și le punem așa în borcanel și umple. Și ne facem uleiul nostru de dafin. Astăzi îl facem cu... ca să-l putem folosi la săpun. Și să facem mai repede. O să-l punem pe baie de abur. Deci borcanelul o să-l punem într-un vas cu apă. Și în momentul când începe să clocotească apa, lăsăm circa 20-25 de minute și apoi închidem și lăsăm să se răcească și după aceea îl folosim. Deci îl facem astăzi pentru a doua zi. Eu am făcut deja uleiul. Așa, și umplem așa borcanelul bine și cu frunzulițe. Eu mi-am cumpărat planta de dafin, o am afară în balcon. Dar cine stă în Italia poate culege, că aici sunt garduri de dafin. Așa. Și după ce umplem bine borcanelul, o să punem ulei în ambele. Așa. Și rupem. Așa. Și acum umplem cu ulei. Ulei de măsline. Și punem până acoperim. Așa, și într-o parte și în cealaltă. Și o să punem căpăcelul. Mai întâi voi pune primul borcanel și îl voi pune într-un vas, unde am să pun puțină apă. Și puteți pune un șervețel, un prosopel. Am să pun așa aici. Au. Și am să umplu cu apă. Am să pun aici alături. Nu se vede, deci până ajunge la 3 sferturi. Și punem pe foc și lăsăm. În momentul când vedem că clocotește într-un vas, să puneți într-un vas mai mare, le puneți pe amândouă. Și când vedeți că clocotește apa, deci vă uitați la ceas, 20 de minute, 25, închideți și lăsați să se răcească în acest vas. Așa. Și acest să-l facem tot la fel de dafin făcut câteva zile în urmă. Și o să-l luăm de aici. Aici avem soba noastră caustică, avem apa noastră de dafin și la 230 de ulei, aici am și ulei și o să punem și ulei de dafin, deci 230 de ulei. O să punem 75 de apă, deci infuzie sau apă dacă nu aveți, nu dafin să faceți, dar faceți și cu frunze uscate, deci infuzie de dafin. 230 de ulei și 32,5 de sodă caustică. Atât ne trebuie. Și o să avem nevoie de o formă din silicon, vedeți? Și săpunul nostru o să iasă ceva de genul acesta. Și puțin colorant am să pun, ca să iasă așa mai roz. Colorant pentru săpunele. Găsiți totul pe internet. A, așa. Și eu voi pune ulei de măsline, aici am 120, și voi completa cu ulei de dafin și voi pune și ulei de coajă de portocală și de lămâie, de ce avem în casă. Sau dacă nu, punem doar uleiul de măsline. Și acum, voi cântări uleiul. Aici am avut
120 de ulei de măsline și vom pune uleiul de fructe de dafin sau de foi de dafin. Să vedem cât avem. Așa. Să fim siguri. Și am să pun și puțin ulei de coajă de lămâie. E mai bine să cântărim totul așa împreună. Să vedem. Oh. Vedeți? Ulei de coajă de lămâie și punem puțin. Să facem 230. Deci am pus împreună ulei de măsline. Am avut 120. Și am completat cu ulei de portocale, ulei de coajă de lămâie și de portocală și ulei de dafin. Așa. Și aici avem uleiul și am să-l pun înapoi aici peste. Și voi cântări 75 de infuzie de dafin. Trebuie să fim preciși. Deci 230 de ulei. Deci uleiurile amestecate sau doar ulei de măsline și 75 de infuzie de dafin. Și acum să cântărim soda. Și voi lua de aici 32,5. Așa. O linguriță, nu este udă, nu. Așa. Și voi pune soda. Ups, și atât. Închidem soda. Am pregătit și ochelari. Încet, încet o să facem totul în direct. Să vă arăt cât de ușor se face. Așa. O să-mi pun și ochelarii. Așa și mănuși. Aici am și puțin colorant, așa pe un bețișor. La sfârșit o să-l adăugăm. Așa. Mai voi mai avea nevoie de un vas unde am să pun cât timp o să mixez. O să dau și foile deoparte de dafin. Așa. Voi avea nevoie de un mixer vertical.
mănuși. Aveți mare, mare grijă. Așa. Și acum vom pune soda în apă. Așa. Și învârtim să se topească. Temperatura o să crească, o să ajungă până la 90 de grade. Deci așteptăm să se topească soda. Învârtim așa până se topește. Iată, deja s-a încălzit. Așa, cât timp soda se topește și învârtim mereu să se topească, eu am să pun să încălzesc puțin uleiul. Aici avem vasul, vedeți, nu este... Și am să pun uleiul să-l încălzesc puțin, 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 ca să fie cald, să se facă mai repede. De preferat ar fi ca temperatura la ulei să fie la fel cu cea de la sodă. Și învârtim aici să se topească. Am să pun puțin să-l încălzesc. Așa. Și amestecăm. Iată, este foarte fierbinte, aveți mare, mare grijă. Nu stați cu fața deasupra pentru că ies saburi toxici de la soda caustică. Și amestecăm. Aici. Uleiul s-a încălzit. Ia să-l pun așa aici. Așa. Doar îl încălzim, nu-l... Așa. Ia să vedem. Dacă aveți un termometru, puteți controla temperatura, să aveți aceeași temperatură și într-o parte și în cealaltă. Așa. Soda noastră s-a topit. Voi pune peste uleiul nostru. Și amestecăm. Și acum vom începe să mixăm cu acest mixer vertical. Încet, încet mixăm. Aveți mare, mare grijă. Vedeți? Este aproape gata. Acum voi pune și puțin colorant, dacă dorim să-l facem cum ați văzut roziu. Și am să pun colorantul așa aici. Așa. Punem puțin. Dau deoparte și acum mixăm din nou. Așa. Le scoate din priză. Aici îl avem pe cel făcut. L-am făcut acum două zile. Așa. Și să scoatem din forme. Și pe celelalte. Ia uitați. Vedeți? Cum iese. Așa. Și le așezăm așa aici. Eu am cumpărat această formă de pe Amazon. Le găsiți acolo. Ia uitați ce frumusețe. Așa. Și scoate. Așa, acesta este săpunelul și acum să-l punem pe cel făcut de noi. Îl pun tot așa aici, formele sunt curate, uitați, nu a rămas nimic. Așa, să curățim partea de deasupra și
Și acesta este săpunul. Așa. Și acum vom pune încet, încet în forma noastră. Să dau așa departe. Ia uitați. De cum să se vadă așa frumos toate aici, în timp ce eu torn. Vedeți? Consistența cât este de grosuță și pune așa puțin câte puțin. Și ne vor ieși 4 săpunele din 230 de ulei. Doriți să faceți mai multe săpunele, dublați, triplați cantitățile. Așa. Ați văzut, în aproape jumătate de oră, noi am făcut săpunul. Dacă puneți uleiul rece peste soda fierbinte cu infuzie, să știți că durează mai mult să mixați. O să dureze mult mai mult decât... Așa. Și o să punem aici totul. Nu lăsăm nimic. Așa. Și acum vom bate puțin așa cu forma noastră ca să intre în toate aceste superficii. Așa. Fin aici deasupra. Și în momentul când vedeți că se întărește, deci pe mâine, mâine seara sau poi mâine dimineață, puteți scoate din forme, cum ați văzut. Acesta este săpunelul nostru. Ia uitați-l cum arată. Săpun realizat la rece. Cu dafir. Vedeți? Așa. Acesta este săpunul. Ia uitați ce frumoase sunt. Vedeți? Este crud. Trebuie să lăsăm circa 40 de zile să se usuce și după aceea îl putem folosi. Colorantul este opțional dacă doriți să-l faceți colorat. Dacă nu, lăsați pur și simplu culoarea naturală. Acesta este săpunul de dafin. Să încercați să faceți, să vedeți ce bun este pentru corp și ce piele catifelată vă face. Vedeți? Ia uitați. Eu formă am cumpărat-o, dar puteți pune și în forme de silicon, deci de la prăjituri, deci care s-au făcut urâte și nu le mai, să nu le aruncați, nu le mai folosiți că sunt urâte, așa, le lăsați ce face săpunel. Vă pup, vă doresc multă, multă sănătate. Să-mi scot și mănușile. Așa. Și ochelarii. Așa să mă vedeți mai bine. Și acum rămân să lucrez acest video și am să-l public și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Va rămâne și aici pe TikTok și pe pagina de Facebook. Eu vă pup și vă doresc multă, multă sănătate și vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost astăzi alături și mi-ați ținut companie. Pupici încă o dată și ne vedem și mâine dimineață cu noi rețete. Lăsați-mi mesaj în comentarii ce rețete ați dori să mai facem în direct. Ați văzut. Până și săpunul realizat la rece se poate face în direct. Pici, la revedere și vă mulțumesc din suflet!